Hristos a înviat. Bine ați venit la un nou cuvânt de suflet. Învierea lui Hristos implică învierea noastră. Piatra de temelie a creștinismului e aceasta. Hristos a înviat. Dacă El a înviat, totul stă în picioare. Dacă El n-a înviat, totul, totul cade. De fapt, în timpul vieții lui, Hristos a făcut alte trei învieri. Fica lui Iair, fiul văduvei din Ain și l-a înviat pe Lazar. Dar, dar toți trei au murit din nou. Am putea spune că le-a făcut un fel de resuscitare, adică sufletul a revenit din nou în trup. Au mai trăit o perioadă și apoi au murit. Cu Hristos N-a fost așa. Puterea lui Dumnezeu a venit peste el și i-a energizat întreg trupul. Și foarte interesant, el trece prin ușile încuiate, el trece, cineva spunea, piatra a fost dată la o parte, nu ca să poată ieși Hristos, ci ca noi să vedem că el nu e acolo. El a spus apoi ucenicilor, Pipăiți-mă și vedeți că un trup nu are carne și oase. Aveți ceva de mâncare? Cu alte cuvinte, trupul lui putea fi pipăibil și apoi se putea face nevăzut. Se pare că așa e un trup de slavă. Așa vor fi și trupurile noastre după înviere. Apostolul Pavel spune așa în 1 Corinteni capitolul 15 pe care vă provoc să-l citiți. După cum toți oamenii mor în Adam sau datorită lui Adam, absolut toți vor învia datorită lui Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Adică dacă ai murit cu Hristos și ai trăit cu Hristos, vei învia împreună cu cei drepți pentru rai. Dacă nu i ai fost lui Hristos credincios în lumea aceasta, vei învia cu ceilalți pentru judecată și pediapsă. Isaac Newton, marele bărbat, el a fost un om de știință, dar în același timp a fost și un om credincios. Unul din studenții lui l-a întrebat pe marele bărbat, cum dumneavoastră credeți în înviere? va fi la înviere. Și marele bărbat le-a făcut o demonstrație, dacă pot să spun așa, a luat o lădiță cu nisip și doi pumni de piritură de fier, le-a amestecat, apoi a luat un magnet și a trecut pe deasupra. Tot ce a fost piritură de fier s-a lipit de acel magnet. Și apoi mare bărbat a spus așa, noi nu venim nici din maimuță, nici de pe alte planete, noi venim din Dumnezeu. Când sunetul trâmbiței, arhanghelului va suna, toți morții, absolut toți morții, vor ieși la viață. Cartea Sfântă spune că marea, adică cei care au luat în mare locuința morților, vor da înapoi pe morții care sunt în ea și va trebui să înviem pentru că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos. Ascultă-mă, există înviere, există judecată, există rai, există iad. Hristos a murit și a înviat și asta înseamnă că avem destine veșnice, însă le pregătim aici mă rog lui Dumnezeu și îți spun așa, toată energia mea, tot ce sunt, am două obiective pe pământul acesta, să-L slujesc pe Dumnezeu cu tot ce e mai bun în mine și apoi să iau pe câți mai mulți oameni de mână și să-i duc în rai împreună cu mine, Hristos a înviat.